Dragi prieteni, am o mare bucurie și o deosebită onoare să găsesc astăzi aici la Reduta pe o prietenă dragă nouă, brașovenilor, prietenă cu cei din meșteșugarii și artiștii din țara Bursei. Vorbim despre Ionela Bran. Bună ziua și bună că am găsit Ionela, ca să-i salutăm pe cei dragi. Tare, mă bucur din suflet că ne-am întâlnit și că iată, astăzi este mare sărbătoare pentru toți meșterii din județul Brașov. Da, așa este. Prima expoziție, prima inițiativă de acest gen, iată, aici la Centrul Cultural Reduta. Văd aici că ai venit cu o colecție, mini colecție de costume. Știu că tu ai un atelier cu costume foarte multe, cu o colecție extinsă și bogată. Poți să ne spui un pic, să ne împărtășești celor care ne privești, celor care se uită cu ce ai venit astăzi? Să spui dacă vrei să-ți prezint pe larg sau pe scurt. Așa, în linii mari, pentru că trebuie să spunem pentru cei care sunt interesați, pot să intre, pot să-i scrie, dacă doresc să cunoască mult mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă identitate, tradiție și etnocultură sau etnografie, pentru că Ionela este specializată în așa ceva și face mult mai multe decât lasă să se vadă, puteți să-i scrieți, puteți să accesați canalele de comunicare și o găsiți cu tot dragul acolo. Așa. Uite, aici avem un costum de mireasă din zona Branului. Se vede după ea că este un veșmânt de sărbătoare, de mare sărbătoare, da? Noi femeile cred că punem accent cel mai tare și cel mai important moment din viața noastră, dacă vorbim de riturile de trecere, cred că este cununia. Mai departe, aici avem un costum din mehedinți. Vedem vâlnicul de mehedinți, vedem de asemenea vălitoarea capului, da, și culoarea specifică zonei respective. Ei, aici trebuie să recunoaștem că fiind lângă Brașov, am adus și un costum de rupea, care într-adevăr este spectaculos și cu care foarte mulți brașoveni se îmbracă și se mândresc, da, cu șorțul cu ruji, să arătăm și rujii de la șorț, da? Mai departe, aici am adus și un bărbat în mijloc, cu atâtor femei, da? Și am adus o cămașă cu nasturi, da? Nasturii sunt foarte importanti, sunt cu vâstră, vâstră se numește, și sunt cusuți, dacă vezi, cu acei bumbi mici, care reprezintă tinerețea bărbatului care îmbracă acest costum. Aceste costume și modelele cusute sunt o întreagă poveste în sine. Exact, absolut, absolut. Și felul în care le coasem și starea de spirit pe care o avem, motivele pe care le punem, fiecare are o simbolistică aparte. Aici avem un costum moldovenesc de femeie. Mai departe avem un costum de Bistrița, iată, de pe Valea Bârgaielor. Câtă splendoare, câtă muncă, câtă iscusință a femeii care meșterește astfel de minunății. Și aici, bineînțeles, că nu putea să lipsească un costum din zona mea, da, din zona Branului, cu foarte mult roșu, foarte multă veselie și viață, da? Așa cum este la munte, viața de munte, întotdeauna în plină activitate. Foarte, foarte bătut lucrat, așa este, și da? Bogat ca zonă. Noi, ca și element distinctiv a zonei folclorice, avem fota cu două pulpene, care apare în cartea de specialitate ca și fota cu pulpene de Moieciu, da? Dar ea întotdeauna este ea mușceleană cu care suntem obișnuiți și, bineînțeles, marama sau batic, în funcție de vârsta purtătoarei. Așa e, dar tu ai o ținută specială, acum că în timp ce mergem spre un alt loc în care ai câteva exponate, așa ce este. Le prezintă așa, nu știu, ținuta? Ei, bineînțeles că ai noi suntem un atelier de artă tradițională și modernă. Asta vreau și atunci, să... dorința noastră a fost ca să ne apropiem cât mai mult de tineri și de tinere. Așa. Și să putem să le... Să-i faci să-i să atragi. Exact, costumul în viața de zi cu zi. Trec eu în partea asta, ca să vedem așa, că tu trebuie să ne povestești ce, da, ce ai pregătit. Și bineînțeles aici că sunt îmbrăcată cu o vestă lungă, da, de iarnă, dar am încercat să o stilizez ca să poată să fie, să atragă ochiul tineri. Mai departe, aici, în această expoziție, avem la fel un costum de Bran, cu o ie spectaculoasă, lucrată cu foarte multă migală în ochiuri sau în... cu acele găurele mărunte care se pot realiza doar în momentul în care tragi firul din țesătură. A durat cam 7 luni de zile lucrul acestei ii. S-a lucrat, bineînțeles, cu foarte multă dăruire, dar trebuie să ținem cont de faptul... 7 luni. 7 luni de zile, dar trebuie să ținem cont că această ii a fost lucrată doar
iarna, iar iarna la noi la munte se instalează și durează cam jumătate din an. Așa că femeile stau acasă și pot lucra în acea perioadă. Mai au și muncile gospodărești, să nu uităm faptul că au și animale de hrănit, au și copii de întreținut. Și atunci, pe lângă toate astea, mai fac și această... Această îndeletnicire, practic, care nu s-a pierdut. Și iată, faptul că tu ești astăzi aici arată continuitatea și, așa cum spuneai, faptul că ai adaptat, ai stilizat, nu face decât să arate o încântare să privim, o încântare să ne bucurăm și să ne aducem aminte de cine suntem. De fapt, să nu uităm cine suntem. Iar faptul că această expoziție are loc aici, ne îmbogățește sufletul. Acum mă adresez ție, omului Ionela Bran, artistei Ionela Bran, cu ce gânduri pentru acest an și cu ce gânduri totodată către, hai să spunem așa, publicul tău, fanii tăi, prietenii tăi. Deși suntem într-o perioadă destul de strâns, în sensul că cu toții am avut inima strânsă în momentul în care am fost restricționați la anumite activități cu care eram obișnuiți. Dar nu trebuie să ne pierdem cumpătul în astfel de situații, pentru că arta, iată, ne aduce de fiecare dată împreună, chiar dacă în mediul online, iată, avem această șansă și să ne bucurăm de ea. Totodată, activitatea să nu o lăsăm, oricare ar fi ea, chiar dacă poate în momentul de față nu ne mai aduce niște satisfacții materiale, dar să continuăm, pentru că lucrurile se vor liniști. Faptul că lăsăm ceva în urma noastră, cred că este punctul forte la care trebuie să mergem de fiecare dată și să ne axăm pe el, pentru că lăsăm ceva în urma noastră. Fie că suntem artiști, fie că venim din orice alt domeniu, faceți ceva, dragilor. Nu vă opriți. Lăsați o urmă pe unde treceți.